Ce impact credeți că are evenimentul din acest an asupra dezvoltării IT din România? În primul rând ne bucurăm că reușim pentru a 11-a oară, pentru al 11-lea an consecutiv, chiar în pofida pandemiei, să organizăm un eveniment de asemenea amploare și credem că reușim să punem România pe harta mondială a tehnologiei. România exportă și produce foarte multă tehnologie. Reunim timp de două zile sub același acoperiș, fizic de data aceasta, nu virtual, ca în timpul pandemiei, peste 100 de parteneri, peste 15.000 de reprezentanți ai companiilor din România, dar ne bucurăm foarte mult că avem și vizitatori din afara țării mai mult ca niciodată, și fizic aici la Romexpo, dar și în mediul online, pentru că evenimentul anul acesta nu mai are granițe. Ne așteptăm ca în urma evenimentului oamenii să învețe, să capete noi cunoștințe digitale avansate, pentru că avem în eveniment 11 scene cu tematici specifice. Printre noutăți amintesc scena de Smart City, scena de retail, și mă aștept să se nască parteneriate și noi business-uri în urma prezenței la eveniment. Ce țări participante aveți la această ediție? Avem speaker de pe tot globul, mi-ar fi foarte greu să-i număr toate țările. Avem vizitatori din Uniunea Europeană, din Statele Unite, din Japonia și avem și reprezentanții ai aproape tuturor ambasadelor din România în eveniment. Și cu ce este diferit această ediție față de cele anterioare? Această ediție față de cele anterioare are 5 scene mai multe, deși am vrut să pornim modest după pandemie, am lansat 5 noi scene tematice, avem mai mulți speaker ca niciodată, iar mâine dimineață vom avea un spectacol tehnologic, un balet om-robot, care transmite de fapt mesajul că suntem într-o simbioză om-robot. Vă așteptați și la o prezență din partea publicului mai mare decât la precedentele ediții? Inițial am fost temători, după 2 ani de pauză, de pandemie, însă ceea ce am văzut astăzi dimineață la deschidere m-a emoționat într-un mod foarte pozitiv. Sunt mai mulți oameni decât aveam în 2019 la această oră, ceea ce ne bucură nespus.